Campanie umanitară în cadrul a două școli din Pașcane, zeci de elevi au gătit și vândut prăjituri cu scopul de a strânge bani pentru copiii nevoiași dintr-o comună din apropierea orașului. La finalul activității s-au strâns câteva sute de lei. Cantina colegiului GF Unirea s-a transformat astăzi într-o imensă cofetărie. Zeci de elevi au gătit și vândut prăjituri colegilor în cadrul unei campanii umanitare aflată la a doua ediție, Din inimă pentru inimă. Negrese, pandișpan sau cornulețe au fost puse în diferite standuri cu prețuri de un leu. Ce prăjituri ai făcut? Am făcut un chec cu ciocolată și cu ou. L-ai făcut? Nu, niște colegi de-a mei, eu le-am vândut. Am avut vânzare, au venit aproape toată lumea, la restul colegilor nu prea am văzut, dar cred că au fost cumpărate. Copiii au învățat pe de rost rețetele folosite pentru a face cele mai gustoase dulciuri. Cum ați făcut prăjiturile? Rețeta vreau. La mine am folosit negresă, asta mai albă, e al prietenei. La mine la negresă am folosit un ou, 300 de grame lapte, 300 de grame făină, 200 de grame zahăr și încă 150 de grame de ulei. 7 linguri de făină, 14 de zahăr, 7 ouă și făină după... Da. Ați făcut? Da. În jur de 300 lei. Între timp, o parte dintre elevi au cântat diferite melodii în franceză. La sfârșitul activității s-au strâns circa 600 de lei, bani care vor fi dați unor copii din comuna Sirețel. Este de fapt a doua ediție la noi în liceu. Catedra de limbi străine, în speță Catedra de limbă franceză, a organizat la Francofet o sărbătoare a francofoniei cumulată cu activitate sau acțiune de voluntariat. Școala Sirețel ne-a luat ca parteneri într-o acțiune de voluntariat care se numește Din inimă pentru inimă și copiii noștri au fost rugați să pregătească prăjituri pe care le-au vândut colegilor lor din școală, iar toți banii pe care i-au obținut în urma vânzării acestor prăjituri se vor duce la copiii din comuna Sirețel, în special din satul Humosu, cei care au dificultăți materiale. Menționăm că partener în cadrul acestui proiect este și Liceul Miron Costin din Pașcani.